poveste înduioșătoare a unei familii de lebede face senzație în Rusia. Capul familiei își asumă acum și rolul de mamă și cel de tată pentru puii săi, după ce partenera sa a murit. Lebăda a fost ucisă de un câine, dar masculul nu și-a abandonat puii. Poate fi văzut zilnic cum îi îngrijește pe lacul dintr-o rezervație naturală din sudul Rusiei. După o